zice și călătorești cu Europa FM, 8:36. Știți bine că avem un premiu de 1000 de euro, dar începând de astăzi, sau pentru această ediție, indiferent unde am ascuns tichetul, mai avem și un bonus. Vorbim de hotelul Piemonte din Predeal, pe lângă 1000 de euro. Altex Travel ne ajută să adăugăm un sejur de 5 nopți în cameră dublă, executiv, mic dejun inclus. E deci bine? Premiu 1000 de euro plus... plus vacanța asta. Cât de cool. Da, de la Altex. Altex Travel, de altfel, are și alte destinații de vacanță, inclusiv exotice și circuite. Intrați pe altextravel.ro sau mergeți în orice magazin Altex și alegeți vacanța mult visată. Rezervați acum și profitați de ofertele cu locuri limitate. Având în vedere creșterile de prețuri, acum este momentul bun pentru a-ți rezerva vacanța. 0372069599. Sunați și intrați în direct alături de noi ca să ne spuneți unde e tichetul de vacanță. Deci asta este puțin, e a doua sau a treia zi când... E... Asta este biletul ascuns de zaf. Da. A treia. E a treia zi. Da. Mă mir că am ajuns și până într-a treia. Deci, practic, suntem în orașul respectiv și am și eliminat jumătate din obiective. Mamă, ce râdeți de mine. Dai dacă un indiciu? Dacă nu dăm astăzi, dăm mâine indiciu. Bine. Mâine dacă are... nu... Bine. Dacă okay. nu dăm premiu astăzi, cum ar veni? Asta am vrut să spun. Bine, hai să vorbim cu Petre. Bună dimineața! Salut, Petre! Salut! Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Petre! De unde ne suni? Din Fetești. Din Fetești. Foarte bine. Sper că de data asta, sper că de data asta să-l nimerese. De două ori l-am dus aproape de locație, numai că nu l-am nimerit. Aha. Comunitatea apreciază efortul tău. Ești un erou. Asta zic. Bine. Ia-ne la întrebări. În continuare. Ia, concentrează-te, da? Gândește-te bine. Orașul respectiv... Ok. Hai. Pentru început, este într-un parc de distracții. E parc de distracții acolo. Bună întrebare. Chiar așa, e parc de distracții acolo? Pe tine oamenii te asociază cu parc de distracții. Da. Da. Îmi și place să mă distrez în parc de distracții. Se dă tiribombe. Hai, domne, l-am dat odată. Cât puteam să-l pun în parc de distracții? Nu, no, eroule... Tiribombardier. Nu da. E Petre. Dar ce parc de distracții e în acel oraș? Eu nu știu dacă... Nu cred că e prea scump terenul ca să fie parc de distracție. Parcă e ceva lângă. Lângă o fi. Vali, bună dimineața! Salut, Vali! Salut! Bună dimineața! De unde ești, Vali? Așa, e din București. Din București. Da. Ia-ne la întrebări, hai! Eu o să întreb așa, este în Manhattan? Bună întrebare! Bună întrebare! Răspunsul e da, da, este în Manhattan. Bravo, da, e Manhattan, în da. Manhattan. Bun, mergem mai departe. Atunci o să întreb, este cumva într-un muzeu? Îl vezi tu pe Zaf? Adică lumea se duce la parcurile de distracții, îl asociază cu tiribombe. Mă cred, dacă nu vrea un parc de distracții, atunci are un muzeu. Adevărul că am spus mai devreme că nu e într-un parc de distracții, așa da, că nu e. Poate măcar din când în când mă duc și la muzeu, dar răspunsul este nu. Dar e în Manhattan. Irina, ultimul telefon de astăzi. Bună dimineața! Bună, bună, Irina! Bună dimineața! Aole, ce simplu e! Este cumva pe podul Brooklyn? N-ai citit indiciile, nu? Vezi. Nu le-am citit, n-am reușit. Dacă le citeai, erai un pic atentă, n-ai fi întrebat treaba asta. Sunt pe site. Pe site-ul europa.ro, da. Ai toate indiciile trecute. Răspunsul este nu. Și ai fi știut că nu. Vezi? Râdeați de mine, dar uite că s-a ajuns la a patra zi deja. Deci, o clădire cumva. Din Manhattan asta. Într-o. Da. Sunt multe clădiri acolo, poate că, poate că mâine ar trebui să vă ajutăm totuși și să dăm un indiciu. Undeva până în 8 și jumătate o să dăm un indiciu, așa că mâine ascultați-le chiar de la prima oră. Iar tușesc. Nici nu știți când vine indiciu. Deșteptarea. Turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.